În cadrul unui proiect numit România Eficientă al ONG-ului Energy Policy Group, clădirile pentru care recepția la terminarea lucrărilor se efectuează în baza unei autorizații de construire emise începând cu 31 decembrie 2020, trebuie să respecte standardul ENZEB, Nearly Zero Energy Building, adică să aibă un consum de energie aproape egal cu zero, asigurat în mare parte din surse regenerabile de energie, dar și printr-un grad ridicat de eficiență energetică. Astfel, orice nouă clădire privată are această obligație, indiferent că este locuință individuală, bloc multifuncțional sau clădire de birouri. Pentru clădirile publice, această obligație era deja valabilă încă de la sfârșitul anului 2018. Radu Dudău, director al Energy Policy Group și coordonator al proiectului România Eficientă, dă următoarea definiție pentru clădirea cu un consum de energie aproape egal cu zero. O clădire cu performanță energetică foarte ridicată, care are o reducere substanțială a consumului de energie pentru servicii energetice. Simplu spus, fără să ai nicio diminuare de confort termic, cantitatea de energie necesară a fi consumată în clădire este mai mică cu cel puțin 60% față de o clădire obișnuită, iar un procent important din consumul de energie trebuie să provină din surse regenerabile, energie fotovoltaică sau eoliană, pompe de căldură sau agent termic din sistemul centralizat de încălzire în perspectiva eficientizării și decarbonării acestuia. Performanța energetică înseamnă necesarul de energie pentru a răspunde nevoilor legate de utilizarea normală a clădirii, necesități care includ în principal încălzirea, apa caldă menajeră, răcirea, ventilarea și iluminatul. Pentru perioadele 2031-2040, 2041-2050 și după 2051, procentul obligatoriu de energie din surse regenerabile se va stabili prin hotărârea guvernului. Primarii localităților cu mai mult de 5.000 de locuitori trebuie să elaboreze planurile locale multianuale pentru creșterea numărului de clădiri noi și existente al căror consum de energie este aproape egal cu zero, în care pot fi incluse obiectivele diferențiate în funcție de zonele climatice și de funcțiunile clădirilor. Prevederile de mai sus sunt incluse în legea numărul 101 din 2020. Clădirile reprezintă un segment esențial al politicii Uniunii Europene privind eficiența energetică, deoarece ele sunt responsabile pentru aproximativ 40% din consumul final de energie și pentru o mare parte din emisiile de dioxid de carbon. Comisia Europeană și-a impus ca obiectiv ca Europa să devină primul continent neutru din punct de vedere al emisiilor de CO2 până în 2050, ceea ce necesită decarbonarea sectorului clădirilor. Sectorul construcțiilor va trebui să se adapteze rapid noilor provocări, neavând suficientă experiență și resurse umane în acest moment.